am mers la Părintele Paisie, avea o chilioară în dreapta. Era vară, dar când am intrat în chilie era răcoare. Cum aceste ziduri groase, nu știu, de mănăstire, țin așa o răcoare foarte, foarte plăcută. Nu era condiționat pe vremea aceea, bineînțeles. Aflasem că Părintele Paisie era bolnăvior și că nu poate să stea foarte mult cu noi, dar fiind o asemenea delegație venită de la sute de kilometri să îl vadă, a făcut un efort și ne-a primit. Am intrat pe rând. Am intrat și eu. Am găsit, era chilia lui, țin minte, multe icoane pe pereți. Acum, dacă aș fi să citesc acum cu ochiul celui de azi, erau și chicioase, erau urățele unele, ca, cum le adusese omul. Însă, în acel peisaj se încadrau perfect. Pentru că era figura lui luminoasă, care practic adumbra orice tip de imprecizie artistică sau orice fel de... Așa. Stătea pe un pat, pe câteva perne sprijinit, era foarte mic, era micuț, persoană foarte mică, așa, scund. Era învelit cu un macaș și îi se vedeau picioruțele doar, cum sunt în mumile egiptene, cum sunt pe așa, se vedeau tălpile pe sub acea pătură, o pătură groasă. Stătea mâinile împreunate, capul ușor plecat, este atitudinea călugurilor care rostesc necontenit rugăciunea inimii, capul ușor plecat spre stânga, o voce destul de stinsă, dar clară. Mi-a făcut semn să mă așez, am îngenunchiat, mi-a pus mâna pe cap așa și m-a întrebat care-i păsul, care-i necazul, nu știu, cam așa ceva și mi-a spus că nu era o spovedanie. Era, pur și simplu, o binecuvântare pe care vreau să o cer. Părinte Paisie, mi-e greu cu credința asta. Vreau să fiu pe calea credinței, dar am întrebări, am probleme. Bine, sigur că da. Era și tinerețe, erau și vremurile. Mi-a spus, răbdare, o să vină toată răbdare. M-am simțit foarte bine, foarte bine. Am ieșit, așa puțin amețit, așa puțin năuc, dar aici vreau să spun și, uite, spun acum acest lucru în mod evident și fără tăgadă. A intrat o femeie care avea deja o anumită vârstă și își dorea cu ardoare un copil. Își dorea un copil. Nu aveau copil. A făcut toate tratamentele, epocii, mă rog, cât se putea, ce se putea. Și s-a așezat în genunchi, lângă patul Părintelui Paisie, și părintele a întrebat-o, care e problema? Și nu mi-a spus nimic, a început să plângă. Acesta a fost răspunsul la întrebarea părintelui. Lacrimi de femeie care nu avea copii. Părintele, sigur că da, a înțeles, sau de fapt știa care era marea ei problemă, marea ei încercare, i-a pus mâinile pe cap și a spus doar așa, de trei ori, pom, pom, să rodești. Peste un an s-a născut fata lor, fix peste un an. Asta este întâlnirea cu Părintele Paisie. Eu care nu aveam o problemă reală, o problemă gravă. Bun, era o problemă, o frământare a minții, a inimii, bun, specifică și tinereții. Dar când a venit cineva care avea o problemă, un necaz, o durere mare, lucrurile s-au schimbat. Și a intrat în scenă harul pe care Părintele Paisie a știut să-l atragă și l-a condus către acea femeie îngenunchiată care plângea în hohote, și ca nici măcar n-am apucat să-i spună ceva. Asta e Dumnezeu și astea sunt sfinții lui. Pom, pom, să rodești. Pom, pom, să rodești. Și gata.